păcate, nu pot să-i mulțumesc domnului George Simion, care a înțeles să atace cu scandal, conform obiceiului. Îmi pare sincer rău, pentru că mișcarea naționalistă ar fi trebuit să arate un pic mai multă decență din partea acestuia. Vreau să menționez faptul că invitația a fost exclusiv pentru candidații înscriși la prezidențiale din partea spectrului naționalist, nu pentru delegații, nu pentru reprezentanți, nu pentru tot felul de personaje care doresc să evolueze politic lipindu-se de alții. Vreau să vă spun că este inacceptabil să trimiți la o întâlnire naționalistă reprezentanta Varanului, doamna Bruseiles, care este o globalistă și care nu poate să reprezinte vreodată mișcarea naționalistă. A fost candidată din partea PPUSL. PPUSL este o anexă a PSD, iar ca să-mi spui că nu știu care europarlamentar a venit în calitate de omolog, înseamnă că nu cunoaștem termenii și nu cunoaștem ce înseamnă politică. Este și normal, domnul George Simion este foarte tânăr, nu are experiență politică, ar fi putut veni să învețe de la cei cu experiență politică și de la intelectuali de marcă acestei țări, care au avut o poziție naționalistă și corectă și în spiritul adevărului. Să trimiți o delegație cu 20 de minute întârziere, în condițiile în care s-a menționat foarte clar că nu vom accepta delegații, ci întrunirea se face între prezidențiabilii anunțați, mi se pare efectiv o încercare de disturbare a unei întâlniri extrem de serioasă. Mai mult, trebuie să respecti niște termeni ai invitației, trebuie să respecti oamenii care participă la această întrunire, nu poți să vii și să trimiți, cu tot respectul, niște țațe care se comportă ca la mahala și să deranjeze după 20 de minute o întâlnire și să se impună de parcă ar fi invitația lor. Cu tot respectul, așa nu se poate și loc frumos pe domnul George Simion data viitoare să își învețe membrii partidului pe care îi consideră reprezentanți să se comporte, să se ridice la nivelul naționalismului și îl rog frumos data viitoare să participe personal. Noi am hotărât că îl vom invita în continuare la discuțiile pe care le vom continua. Următoarea întâlnire propusă este 22 august la Poiana Brașov, la Hotel Piatra Mare, și vreau să le mulțumesc tuturor participanților pentru felul în care s-a dezbătut problematica naționalistă și preelectorală. Poate că sistemul Coldea nu l-a lăsat pe domnul Simion să se întâlnească, știm foarte bine că dânsul primește ordine, ca dovadă că intervenția sa de la Realitatea TV și expunerea opiniilor sale imediat după Plăviceni, când ne-am întâlnit și datorită unui preot, am făcut o poză împreună și ne-am strâns mâna, a fost una, evident, s-a văzut că s-a bâlbuit și a spus că da, se va întâlni, că se va vedea cine va fi prezidențiabilul pentru Mișcarea Naționalistă, ulterior, după ce a primit ordinele clare, așa cum este obișnuit dânsul. Este și tânăr, nu are experiență, nu este matur politic și are nevoie de sfaturile celorlalți și de o călăuzire. Și vă dați seama ce ar însemna un astfel de președinte care nu știe, care își exprimă opinia, apoi vine și își schimbă opinia. A doua zi a făcut un live în care a menționat cu totul alte aspecte decât cele menționate la postul Realitatea. Știm, mă așteptam totuși, după atâția ani, la mai multă maturitate politică, la mai mult respect față de toți oamenii, în primul rând, care au luptat în pandemie.